Tinerii care au voce frumoasă, memorie muzicală deosebită, auz muzical și simț ritmic sunt așteptați sâmbătă la concursul pentru admiterea în corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române. Persoanele selectate vor avea oportunitatea să cânte pe scene renumite, precum și în numeroase locașuri de cult din capitală, din țară și din străinătate. Corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române organizează o selecție pentru noi membri. Concursul va avea loc sâmbătă între orele 12:30 și 14 în amfiteatrul IG Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Locurile nu sunt limitate, iar pentru selecție participanții au de pregătit două cântece la alegere. Noi la Simbol facem educație prin muzică. Așteptăm toți copiii, cei care știu că își doresc să facă acest lucru, cei care au un auz muzical și un simț ritmic foarte bun, o memorie muzicală foarte bună și mici deprinderi de solfegiu, îi așteptăm sâmbătă pe 15 septembrie la Amfiteatru Coman în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Așteptăm și fete și băieți, fete între 10 și 18 ani. Dacă e un copil foarte talentat și de excepție, primim și fete de 9 anișori, băieții însă cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani. Fiecare copil ar trebui să-și aleagă un cântecel, două cântecele. Nu avem locuri limitate, primim toți copiii care au talent și care își doresc să fie parte din familia Simbol, să facă parte din această frumoasă familie. Pe tinerii admiși îi așteaptă câteva luni de pregătire și un program care cuprinde 3 repetiții săptămânal. Cei care vor trece acea preselecție din data de 15 septembrie vor face parte din această frumoasă formație și vor intra în repetițiile de lucru. Vor trebui să studieze repertoriul, să-i ajungă pe ceilalți din urmă. Sunt 3 repetiții pe săptămână, dar având un clasament, că noi facem acel clasament în urma verificării pe quartete, cei care sunt în vârful clasamentului au o singură repetiție pe săptămână, cei care sunt în clasamentul din jumătatea a doua în jos au 2 repetiții și începătorii au 3 repetiții până la recuperarea întregului material pe care l-au de studiat. Corul Simbol organizează de 2 ori pe an, în lunile ianuarie și septembrie, un concurs prin care selectează noi membri. În cei 28 de ani de activitate, dirijorii corului au organizat peste 55 de selecții, iar în prezent corul este alcătuit din 98 de tineri.